Numele Domnului. Amin. Bine ne-am întâlnit în această seară în casa lui Dumnezeu, aici în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Nu-i așa, dragilor, că dumneavoastră toți a stat în oameni mari la masă, cu diferite funcții și poziții în societate, dar niciodată nu v-ați simțit așa de bine ca și în prezența Domnului Iisus Hristos. De aceea noi toți care suntem aici, în adunarea, din cap, în această dupămasă, în această seară, binecuvântăm prezența Domnului Iisus Hristos în mijlocul nostru. El așa ne-a promis că acolo unde doi sau trei se vor aduna, El va fi prezent, slăvit să-i fie numele Lui. Dragilor, ne-am născut într-o zi pe care nu noi am hotărât-o. Dumnezeu, un Tatăl nostru, în calendarul Lui, a avut în vedere ziua în care noi să ne naștem. Nu ne-a întrebat nimeni când să ne naștem și dacă vrem să ne naștem. La fel, va veni o zi în care Dumnezeu ne va chema acasă. Nu ne va întreba nimeni dacă vrem să mergem sau nu. El ne va chema. Mai apoi, trupul nostru, pământul acesta, va fi pus acolo de unde a fost luat, într-o groapă rece și întunecoasă. La capul nostru va fi pus un stâl de aducere aminte, și pe el vor fi scrise cele două dăți care ne aparțin nouă, data când ne-am născut și data când vom pleca. Între cele două dăți este pusă o linie mică și nensemnată. Linia aceea mică și nensemnată semnifică viața mea, semnifică viața dumneavoastră. Dacă este viața noastră așa de scurtă și de însemnată, eu am venit în această seară din Baia Mare, aici la dumneavoastră, la Cavnic, să vă îndemn să-L căutați pe Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Este cel mai important lucru și cel mai frumos. Dumnezeu ne-a dăruit viață ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Putem să cunoaștem toată știința lumii acesteia. Dacă nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, nu cunoaștem nimic. De aceea, noi în această seară ne vom ruga Domnului și vom spune, Doamne, vrem să cunoaștem mâna Ta, vrem să cunoaștem voia Ta, viața noastră, pentru că atunci când vom închide ochii, vrem să fim cu Tine pentru totdeauna. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Amin.